bun găsit la turnul Sfatului TV, invitatul meu și al jurnalistului Ștefan Dobre este Alexandru Mareș de la Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor. Mulțumesc pentru întâlnire. Bună ziua! Deloc întâmplătoare, suntem la puțină distanță de câteva subiecte de presă. Cel mai aprig popularizat este, nu o să vă deranjeze, scandalul din sânul AJVPS. Eu vă întreb, e liniște sau nu e liniște acum? Din păcate nu este liniște. Situația la ora aceasta este destul de gravă. Deși noi, zic cei care lucrăm acum în asociație și noul Consiliul de Conducere al asociației, avem o sentință definitivă din partea instanței care ne spune că noi conducem asociația până la definitivarea unui litigiu depus de către fosta conducere pentru anularea deciziei finale a instanței, nu ne putem face treaba, întrucât suntem persecutați. La ora aceasta avem 24 de dosare în instanță în care să ne apărăm. Și pe de altă parte s-au dus, au luat niște autorizații de la Imprimeria Națională de Vânătoare, împart la oameni autorizații de vânătoare. În care numele sunt... de asta? Da, în numele nostru de... Știți cum se poartă în România la ora aceasta cu statul paralel? Okay. Mai există o asociație paralelă. Bun, dar să ne lămurim și n-aș vrea să insistăm, ales că sunt proiecte. Rugămintea mea este doar să citiți dumneavoastră, să nu zică lumea. Vă dau sentința 3598, să o citiți dumneavoastră ce dispune instanța. Judecătoria Sibiu, sentința civilă 3598. Bun. Dispune. Admite cererea formulată de Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Sibiu. Și dispune, înscrierea modificărilor intervenite la actele constitutive ale asociației și la statutul asociației în registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei Sibiu, așa cum rezultă din hotărârea adunării generale a asociației din data de 27.04.2017. Atestată de avocat cu nume și prenume. Și aici vă rog să citiți, este foarte important pe ștampila judecătoriei. Da, este conformă cu originalul, se legalizează... Ce v-am făcut cu verde? Și rămâne definitivă? Și a rămas definitivă la data de 29.06.2017. Bun, asta înseamnă că sunteți o conducere legitimă. Da, vreau? Mai mult decât atâta, prin sentința 4307, ca lumea să înțeleagă, au o legătură. Foarte pe scurt și după aceea intrăm în alte subiecte, poate de importanță. Da, o secundă. Obligă părinții să permită reclamante. Ah, ok. Prin nou Consiliul Director ales în data de 27.04, accesul în sediu. Înțeleg că dumneavoastră nu vi se permite accesul. Și au fost obligați. Au fost obligați. Obligă părinții să predea reclamantei prin nou Consiliul Director ales în data de 27.04, documentele specifice exercitării activității, adică să vă predea practic tot. Acte contabile, ștampile, până la soluționarea definitivă a acțiunii civile înregistrată pe rolul judecătoriei Sibiu, sub un alt dosar, înțeleg eu. Bun, deci există un proces și până la finalizarea acelui proces, dumneavoastră trebuie să vă vedeți de treabă. Exact. Și nu prea puteți, înțeleg, dar asta deja e un alt subiect. Da, exact. Deocamdată sunteți în funcție, o conducere legitimă. Știți care cred că e curiozitatea tuturor celor care ne privesc? Care-i miza? Adică, de ce brusc conducerea unei asociații care, prin definiție, e o chestiune privată? Sunt niște oameni care se asociază între ei ca să exploateze ceva sau ca să facă un ceva. Întrebarea dumneavoastră este foarte bună, pe care și noi, la rândul nostru, am început să o punem oamenilor, deoarece noi suntem o conducere aleasă de către o adunare generală. Asociația este o asociație de oameni, este a membrilor. Deci este ca și cum membrii sunt acționarii acestei instituții. Oamenii au decis cine să fie organul de conducere. Întrebarea noastră este de ce vechea conducere se luptă pentru a rămâne într-un loc în care nu este dorită. Adică interesele... N-aș putea să vă spun, noi ce facem de un an de zile și intenția noastră să înțeleagă oamenii este că asociația este a lor și toate acțiunile pe care le întreprindem sunt pentru ei. Aici facem și trecem un pic la partea care interesează pe oameni despre ecologizările care se fac pe apele pe care noi le avem. Lumea înțelege că noi punem să facă curățenie. Noi nu îi punem să facă curățenie. Noi vrem să curățăm mediul în care ne desfășurăm hobby-ul, vânătoarea și pescuitul. Dar ce înseamnă avem? Fiindcă probabil mulți sunt interesați, pentru că există un patrimoniu, există niște bunuri administrate. Păi există un sediu, există niște mijloace mobile și imobile, există niște fonduri de vânătoare pe care le gestionăm și se fac vânători. Extinse, mari,
adică asta să fie o meritocrație? Nu, n-aș putea spune față de ce a fost sau împuținat. Adică dacă în 2012 asociația avea undeva la 1200 de vânători și puțin peste 3000 de pescari, la ora acea, în vânătorii vânau pe 23 de fonduri de vânătoare. În județ. În județ. Uh-huh. La ora aceasta mai vânează pe 12 fonduri. Mai dar sunt, ce s-a întâmplat pe parcurs? Mai sunt 450 de vânători din 1200. S-au reorganizat? Adică s-au... Da, în anii 2010-2011 au expirat vechile contracte de gestionare a fondurilor de vânătoare și oamenii care nu le-au mai convenit sistemul și politica și-au făcut asociații de vânătoare și și-au gestionat singuri, își gestionează singuri prin asociațiile lor. Libertatea lor, în definitiv. Fără doar și poate. Bun. Ați atins o chestiune pe care probabil mulți nu înțeleg. Există fonduri de vânătoare și niște lacuri. Cursuri de apă. Cursuri de apă pe da. Care asociația pescarii, le gestionează. Pe care pescarii, membrii la dumneavoastră pot să exact. Își manifeste hobby-ul. Ce înseamnă că administrați? Pur și simplu exploatați acele cursuri de apă sau fiindcă vorbeați de ecologizare? Sau înseamnă mult mai mult decât atât? Înseamnă mult mai mult. Asociația are niște obligații. Deci asociația, atât pe partea de vânătoare și pe partea de pescuit, a încheiat niște contracte cu instituțiile statului, în speță Ministerul Apelor și Pădurilor și Ministerul Agriculturilor prin Agenția Națională de Pescuit. În acele contracte noi avem niște obligații. Deci pe partea de vânătoare avem niște obligații să avem, în funcție de efectivele de animale din teren, un minim de construcții vânătorești, să asigurăm în perioada de iarnă, octombrie-martie, o anumită, o cantitate minimă de hrană pentru fiecare specie. Deci sunt niște condiții obligatorii. Din ce bani faceți asta? Din banii oamenilor. Deci noi din doar, cotizațiile da, pe lângă, și pe lângă faptul că plătim chirie pe aceste fonduri. Deci chiria unui fond este în jur de 2-3 mii de euro pentru fiecare fond. Bun, acum multă lume știe, nu o să vă întreb concret, dar a fi vânător nu e un hobby ieftin. Corect, nu? Niciodată n-a fost. Da, păi scandalul... Și iar cât avem și explicații. Scandalul tocmai de aici a intervenit în sfârșitul 2016, începutul 2017, pentru că vechea conducere la începutul 2017 a stabilit o cotizație pentru fiecare membru vânător de 2650 de lei. Pe an. Era cea mai mare din țară, în ideea în care oamenii erau foarte nemulțumiți de politică. Adică, zic, domnule, vă dăm niște bani, dar noi în fondurile de vânătoare totuși nu vedem nimica. Corect. Da. Se întrebau ce se întâmplă cu banii lor, probabil. Da, se întâmpla ce se întâmplă cu banii lor. Nu. Noi am venit cu altă politică și am spus ok. Ce politică? Ce se întâmplă astăzi cu banii vânătorilor și pescarilor? Deci, cele zilele, oamenii care vin și spun, domne, că ne puneți la muncă, noi nu îi punem la muncă, sunt voluntari. Dar asta este ca într-o familie, cu cât fiecare face curățenie și se implică în bunul mers al casei, cu atâta casa este mai îngrijită, mai frumoasă și avem de toate. Dacă ne ducem și plătim o firmă să ne facă curățenie, sunt alte costuri, adică nu ne mai permitem să ne ducem în vacanță, că plătim firma să ne facă curățenie și la un moment dat avem șanse ca firma respectivă să nu ne facă curățenie cum ne-am face noi în propria casă. Bun. O întrebare oarecum de culoare. Da. Fiindcă e moda asta și vedem tot soiul de dezvăluiri. Au vânat în județul Sibiu, nu știu, VIP-uri din astea din politică implicate acum în tot soiul de? Sau e confidențial? Adică nu... Eu n-aș putea să spun. Am ceva, am auzit ceva informații, n-aș putea să spun. Nu știu ce considerați VIP-uri. La vânătoare, când oamenii... Oricum nu ești VIP acolo. Oricum da, nu mai ești VIP, da, de asta spun. Nu știu ce înțelegeți dumneavoastră VIP-uri. VIP-uri... Nu știu. Lider politic, lider politic persoane pe care zicem. Le vedem adesea la televizor, în genul ăsta. Era să vă întreb în față că vândam PSD-și, dar era... Eram pe la început și mi-aduc bine aminte, zic eu, cred că odată mai era încă deschisă vânătoarea, dar nu știu sigur, domnul Iordache. A, cu justiția, da. Justiția, da. Da, da. Am mai auzit ceva vorbe, dar n-aș putea. Păi de atunci le e mult mai comod să vâneze la Teleorman, înțeleg. E mai aproape, mai aproape și mai bine pentru ei. Nu neapărat, nu. De asta vă spun, la vânătoare nu mai ești VIP-uri, sau cel puțin noi nu-i percepeam, eu nu-i percep ca ai VIP-uri, adică erau oameni normali, nu aș putea să spun. Dacă aveau influență sau nu, nu mă întrebați că nu știu.
Spuneți-ne, fiindcă există subiectul ăsta la modă, cu să protejăm natură, animale, copaci și așa mai departe, ceea ce în esență e foarte ok. Cine decide, domne, astăzi împușcăm urși, avem voie sau nu avem voie, câți avem voie, cine ia decizia asta? Dacă vreți să discutăm pur problema urșilor, de două sezoane de vânătoare, adică de 2 ani de zile, urșii nu se mai împușcă. Ursul, lupul, pisica, sălbatică și râsul. Deci nu se mai împușcă. Altfel spus, vedem mai mulți urși omorâți de mașini pe străzi decât de vânători în județul Sibiu? Da, am putea spune. Da. Sincer, de 18 ani lucrez în domeniu, n-aș putea să spun de ce. Doar în județul Sibiu se întâmplă asemenea evenimente cu urșii călcați pe șosele. Da, nu avem... Județul Sibiu nu cred că este județul fruntaș în ceea ce privește efectivele de urși din România. Adică sunt județe fruntașe ca Harghita, Covasna, Mureș, care sunt convins că efectivele sunt... Da, să vă întreb, fiindcă sunteți în domeniu. Da. Ar fi bine totuși să se împuște, fiindcă aici era o discuție. Dom'le, nu se împușcă, am înțeles, dar poate, uite, că vin peste oameni, intră în localități și așa mai departe, poate ar fi bine totuși să se împuște. Lumea trebuie să înțeleagă că vânătoarea nu este doar ucidere. Deci, telespectatorii dumneavoastră trebuie să înțeleagă că nu. Vânătorii nu ucid din plăcerea de a ucide. Dom'le, ucidem. Vânătoarea înseamnă, de fapt, menținerea unui echilibru ecosilvocinegetic. Adică toate lucrurile trebuie să aibă un echilibru și natură. Există niște studii vechi pe care s-au făcut niște calcule privind efectivele optime de urs pe fiecare fond de vânătoare, că noi lucrăm unitatea noastră de măsură. Ați spus că sunt vechi, mai sunt și actuale? Da, pe ele se lucrează. Okay. Da. Și sunt bune pentru că sunt de ani de zile și nu degeaba România are cea mai mare populație de urși din Europa. Deci și-au dovedit că sunt ok. Da. Bun. Vine studiu și ne spune că pe un fond de vânătoare pot trăi în condiții optime 5 urși. Dăm un exemplu. În momentul în care acel efectiv crește real, deci în momentul în care ne ducem în teren și vedem, domne, avem 8 urși, 10 urși, acolo există o problemă. La noi, nevânându-se de 2 ani de zile, ne-am putea gândi că există o problemă. Păi da, calculul este foarte simplu. Dacă facem raportul între sexe, este de 1 la 1. Un mascul și o femelă. Luăm un calcul bizar, 6.000 de urși în România. Dacă sunt 3.000 de femele care fac o medie de 1-2 pui la 2 ani de zile, deci gândiți-vă câți urși avem în plus după 2 ani. Bun, și atunci vine întrebarea firească. Totuși, de ce nu se împușcă? Ați făcut cereri? La care e motivul? Da. Invocat? Că? Nu, deci probabil ONG-urile de pentru protecția animalelor, care am zis că sunt finanțate și din afară, au o influență mult mai mare la minister. N-aș putea să vă spun. Concret, dacă vreți, vă dau un exemplu. Anul trecut au fost niște pagube create chiar în zona Bâlea. Adică o ursoaică se învârtea în jurul cabanei. Era ursul de mai jos care a fost știre de vreo 3 zile pe toate ziarele din Sibiu. Ursoaica a intrat în bucătăria celor de la Bâlea, le-a spart. Am făcut cerere la minister, le-am prezentat toate pagubele create și pericolul. De un an jumate nici măcar n-am primit răspuns să ni se spună dacă ni se dă sau nu. Da. Bun. Ca informație interesantă pentru cei care ne privesc, totuși ce se vânează? Dacă astea nu se vânează, totuși în Sibiu ce se vânează? Păi eu nu sunt specialist, nu sunt nici în județul vânător. Sibiu se vânează. Se vânează capră neagră, se vânează... Asta nu e protejată? Nu. Se poate vâna, da. Deci toate cotele de recoltă, așa le spunem noi, cotele de recoltă sunt aprobate de Ministerul Apelor și Pădurilor. Deci să nu creadă lumea că oricine are o pușcă și ia pușca și se duce și împușcă ce vrea. Nu. Regulile sunt foarte clare. Se vânează pe acele autorizații care sunt documente cu regim special pentru recolta animalelor. Fiecare om poate vâna doar în baza acelei autorizații, autorizații pe care o dă gestionarul fondului de vânătoare și care îi spune în funcție de perioadă ce are dreptul să împuște și câte are voie să împuște. Deci capră ce se mai vânează? Se împușcă cerb, se împușcă mistreț, se împușcă vânat mic, iepure, fazan, rațe, porumbei. Citeam apropo de ce se întâmplă pe Valea Oltului că ocazional sunt probleme cu braconieri. Braconierii de ce fel? Vânătoare sau pescuit? De pescuit vorbesc acum. Sunt sau nu sunt? Nu știu dacă la dumneavoastră sau nu. Noi gestionăm cel mai mare curs de apă din județul Sibiu. Oltul traversează județul Sibiu. Da, sunt.
au luat amploare și au luat amploare tocmai din cauza faptului că, deși au fost prinși de mai multe ori, nu s-au luat măsuri împotriva lor. Sau dacă măsuri... E legea slabă sau sunt cei care aplică legea mai puțin hotărâți? Cred că ambele. Eu cred că ambele. Dați un exemplu. Ce se întâmplă cu un braconier pe care l-ați prins noaptea cu plasele pe olt? Dar întâi, cine îl prinde? Dumneavoastră? Nu. Noi îl prindem cu ajutorul poliției sau jandarmilor. Okay. Ei sunt organe de cercetare penală, ei au dreptul. Trebuie instituția statului totuși care să... Da, da. Okay. Deci noi ne ducem, ne facem pândă, ne organizăm acțiunea, îi solicităm pe ei sprijin, îi prindem. Li se întocmește dosar penal de braconaj piscicol. De acolo urmează tot felul de audieri, cercetări, declarații. Ajunge în instanță de obicei? Și în, și în cât timp ajunge în instanță? Ajunge în instanță după foarte mult timp. Adică luni de zile în care omul s-a întâmplat noi să-l prindem iară. Nu au jenă. Nu. Deci pentru ei este un câștig mare și destul de facil. Bun, dar totuși penalul e penal, adică nu, nici măcar reținerea asta să o ai. Da, dar atâta timp cât nimeni nu-ți face nimic. De alte chestii. Atâta timp cât nu-ți face nimic și scapi cu o amendă penală de 500-1000 de lei. Prin comparație, cât poate câștiga un braconier din peștele prins într-o plasă, cu o plasă noaptea? Ca să facem o diferență între amenda... Da, de ce bani vorbim totuși? Păi de termen să fac asta. Dacă au noroc și ei știu foarte bine zonele. Deci lumea trebuie să știe că braconierul nu vine și întinde o plasă pur și simplu așa. Da, deci, la întâmplare. Da, nu. Deci cunosc foarte bine zonele, cunosc foarte bine cum se învârt peștii. Deci sunt unii care erau specializați cu sonare. Și umblau și căutau bancul de pești când aceștia se adunau în bancuri. Și când se adunau în bancuri, se duceau și își întindeau plasa și dădeau lovitura. Adică... Bun, și dacă au noroc, ce înseamnă în lei? Și 1000 de euro pe noapte. Da, se explică tot. Se explică și bun, dar totuși, acum mergând pe fir, ce fac cu peștele? Îl vând, presupun. Îl vând. Unde îl vând? Piața Neagră, că documente nu au. Sau mai erau cei de la Vâlcea. Și Piața Neagră unde ajunge? În restaurante? Nu. În restaurante sau la oameni, persoane fizice. Adică e limpede că vorbim de un lanț, nu vorbim de un braconier care o braconat. S-a întâmplat, spre exemplu, în Piața Cibin să fie scos la vânzare pește braconat în apele din județul Sibiu? Concret, noi nu am prins pentru că noi nu putem acționa în Piața Cibin. Nu aveți autoritate. Nu avem autoritate, dar din informațiile noastre, da, existau surse care... Acum nu vreau să creadă oamenii că îi acuzăm, dar și la noi ajungeau informații... Dar poate să ajungă oriunde, numai în Piața Cibin. Da, dar ajungeau informații... Restaurante din Piața Mare, Piața Mică. Da, corect, da. Deci și cei pe care i-au prins în Italia și aduceau peștele infestat în România, îl vindeau la restaurante în București și pe litoral. Litoralul era o piață foarte mare. Bună, știți ce aș zice unii? Că pescarii ăștia atât de buni, într-un fel, tot din rândul de asta, adică din rândul nu al asociației, evident. Din rândul pescarilor. Din rândul pescarilor, da, adică... Braconierul nu prea face parte din rândul pescarilor. Știți adică... că înainte să fie braconier, e pescar și... N-aș putea spune. Sunt specializat în timp, adică. Da, adică am avut eu și cazuri atât de mult, am avut și cazuri, da, am avut și cazuri de minori care am prins la braconaj. Sau erau puși să facă braconaj, știind că nu se pot lua măsuri împotriva lor. Dar sunt sibieni, vin din alte județe. Au fost și sibieni, de-a dreptul, sau? Au fost și localnici, au fost și sibieni, dar cei mai problematici sunt cei din zona Vâlcea, Drăgășani, Argeș. Da, de acolo vin. Da. Vin aici, de acolo? Da. Putem vorbi de filiere, de mai mulți organizații, atât de bine încât să vină? Da, veneau organizații, adică veneau de genul chiar 2-3 mașini pline cu braconieri și în timp ce unul acționa, ceilalți stăteau de pândă să vadă dacă venim noi sau vine poliția. Și făceau suveic, adică... Au fost și întâlniri mai puțin plăcute între de asta și ei? Nu, n-aș putea spune. Nu, noi n-am avut probleme. Violență sau ceva de nu, da, mi-am dat seama, dar nu, n-am avut probleme. Dar n-am avut probleme, dar noi am fost și hotărâți, adică și noi când ne-am dus, nu ne-am dus să trăiți bună seara cu capul jos. Am adică înțeles. Atâta timp cât nu noi încălcăm legea și o încalcă ei, te duci autoritar, nu violent, dar te duci autoritar, plus că dacă suni și intervine poliția rapid, lucrurile nu degenerează. Deci n-am avut, nu am. Bun, mai am două subiecte, dacă sunteți de acord, oarecum pe repede înainte. Primul e legat de o chestiune care am văzut că încă e oarecum într-o nebuloasă. Lacurile de la Șopa. De ce vă spun asta? Fiindcă primarul Șerimbului s-a aflat aici în câteva rânduri și a spus, dom'le, e bine că AJVPS-ul vrea, dar vrea pe ceva ce nu-i aparține.
Vă întreb, e limpede cu lacurile de la Șopa? Cine are drept să facă ceva acolo? De asta sau primăria Șelimbru? Acum, da, e un subiect. Cu domnul primar Marius Grecu mă cunosc și am colaborat foarte bine pe partea aceasta. Eu zic că problema nu este, dreptatea nu este de partea nicicui. Sau eu dacă știu ce documente are asociația, aș tinde să cred că asociația. Fără să fiu imparțial, adică privind documentele de la fiecare instituție, aș tinde să cred că asociația are dreptate. De ce vă spun asta? Pentru că lacurile unde, terenul unde sunt lacurile făcute a fost donat de către Consiliul Popular, cum se numea, Regional Brașov sau cum erau ei organizați în 1965, către Asociația de Vânătoare, tocmai ca să-și facă lacuri. Asociația și-a făcut lacuri prin membrii săi. Deci noi avem membri în asociație acum care vin și spun, domnule, dar eu am muncit acolo cu lopata. Adică noi le-am făcut. Mai mult decât atâta, digurile, cele trei diguri care sunt la cele trei lacuri de la Șopa, sunt făcute de asociație și sunt obiecte de inventar ale unui angajat de al nostru. Okay. Ele au o valoare de inventar. Dar există un litigiu sau nu există un litigiu în instanță? În instanță nu. Eu din câte știu și am la cunoștință... Deci există o discuție. De există o discuție, da, și eu din punctul meu de vedere cred că lucrurile la un moment dat se vor putea rezolva pe calea amiabilă. Adică eu cred și... Marius Grecu e un om de înțeles. Da, exact, da. Adică și noi și dânsii vrem să facem un lucru bun și cred că împreună putem să... La lucru bun să ajungem. Fiindcă citisem colegii la turnul sfatului scrisese despre intenția de asta de a investi niște bani în zona aia. Era proiecte de, nu știu, 100.000 de euro, ceva de genul ăsta. Vă ține în loc situația asta nebuloasă? Adică e clar că câtă vreme nu o reglați, nu puteți cheltui niciun ban acolo? Sau nu vă ține în loc? La noi problema nu vine, noi nu putem avea finanțare cum are primăria. Primăria vrea să facă, din câte știu eu, pe fonduri europene. Pe noi ce ne deranjează este că, fiind lacurile asociației, cum zicem noi, și oamenii au lucrat la ele, tot oamenii și le pot îngriji, că de fapt asta este politica asociației. Adică și le poate organiza și le poate face cu resursele proprii. Adică anul acesta ne facem... Este frustrant pescarii din Sibiu să aibă niște lacuri la care au muncit și după aceea să poată merge la pescuit pe ele contracost la altcineva. E un pic. La probabil că oamenii se așteptau ca în zona aia care, mă rog, azi mâine e în Sibiu, ca să zic da, așa, corect. Să se poată face mai mult decât pescuit, adică să fie o zonă de agrement cu mai multe da, facilități. Păi, tocmai și de asta... eu înțeleg că acolo vorbim de alți bani pe care asociația... 100%, dar așa cum v-am spus, totuși sunt niște lucruri ale asociației pe care le-a făcut asociația și nu le poți da așa cu titlul, că vine altcineva, vin membrii și ne întreabă, dar totuși sunt ale noastre, noi am muncit ele, de ce le face primăria, de ce le ia primăria. De asta revin și spun, cred că ar putea exista o înțelegere atât între asociație și primărie, să facem un lucru comun. Că asta de fapt, e dorința, înțeleg? Da, da, pentru că fiecare avem gânduri bune, nu avem niciunul gânduri de a căpușa sau a face alte chestii și să le... oamenii din Sibiu și din zona Sibiului să beneficieze de ceva frumos. Al doilea subiect e legat de Casa Vânătorilor. Da. Tot citesc despre intenția dumneavoastră de a schimba ceva acolo. Mărturisesc că n-am mai fost în zonă, dar mă îndoiesc că peste noapte a devenit obiectiv. Vă întreb, poate casa aia, care în altă ordine cred că chiar e și o valoare imobiliară destul de consistentă, da, poate să devină mai mult decât e? Mai e depozit de băuturi sau de ce era? Mai este, dar acolo este o firmă care are un contract și... Deci, teoretic, i-ați putea scoate când vreți, dacă ați avea ce face acolo. Nu când vrem, când se expiră contractul sau de bună înțelegere. Contractul lor, din câte știu eu, expiră acum, în decembrie 2018. Da, avem o colaborare foarte bună cu dânsii. Poate deveni clădirea aia altceva? Din punctul meu de vedere și din discuțiile pe care le-am avut cu actuala conducere, da, există intenția ca acolo să devină o emblemă, Casa Vânătorilor să devină un sediu și o emblemă pentru vânătorii și pescarii din Sibiu. Deci aș vrea Sibiu să mutați și sediu acolo. Ar fi o oportunitate. Totuși este o casă, avem niște poze care arăta într-un fel aparte în trecut, când a fost ea construită, și ar putea fi ceva emblematic, adică n-ar avea... Dar încă o dată revin și spun,
tot timpul sau majoritatea timpului trebuie să ne-l consumăm cu procesele pe care le avem acum în instanță. Nu ne putem... Și asta era întrebarea de final. Toate aceste intenții, lăudabile, poate chiar rezonabile, sunt oarecum ținute în loc de aceste dispute 20 ceva de procese, pare că unele s-au fi terminat. Da? Adică, funcționați cu frâna de mână tocmai din motivul ăsta, că, domnule, nu știm instanțele, nici nu aveți de unde să știți instanțele ce vor decide până la urmă. Da, nu e vorba de instanțe și nu este vorba că noi nu vrem să facem că ar putea să revină altcineva înapoi. Dar timpul efectiv nu ne permite, pentru că având atâtea procese pe rol, tot timpul avocații vin și ne cer documente. Ne trebuia aia pentru dosarul cu tare, ne toate trebuia... Energiile le consum, deci toate energiile noi trebuie să ne gândim, plus pe lângă toate chestiile astea, cum să ne reorganizăm și să combatem lucrurile care ni se întâmplă. Adică, da, acum, cu toată reverența, da, trebuie să explicăm celor care privesc că și prezența dumneavoastră astăzi aici este tot rezultatul unei prezențe a colegului dumneavoastră la o instanță. Deci... Da, păi astăzi chiar discutam dimineața la 8 când ne-am întâlnit că ziua de astăzi batem recordul. Deci în ziua de astăzi, vineri, avem pe instanță 5 înfățișări, în 5 procese diferite. Și totuși, din cele 20 ceva de procese, câte ați câștigat până acum? Noi am câștigat 5 definitiv. Definitiv. 5 definitiv. Restul sunt încă pe rol sau? Sunt pe rol, iar cei care le-au intentat nu au câștigat niciunul. Da, ok. Vom vedea pe parcurs ce se va mai întâmpla. Vă mulțumesc mult pentru explicații și pentru prezență. Atât pentru oameni la turnul sfatului. Pe curând!